Ok, înainte de a începe acest episod, aș vrea să-i fac o promovare lui Aimradu 13. El are 50 de abonați și face în general videoclipuri cu Minecraft. Are o calitate video cât și audio bună. Aveți linkul lui în descriere și o adnotare pe ecran. Recomandarea mea este să treceți și pe la el pe canal, să dați un subscribe, să îi lăsați un like, un comentariu. Știți voi tot acum. Și da, sunt pe The Syndicate și haide să trecem la episod. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria de Maps from Subs. Ca de obicei, înainte să începem episodul, vreau să vă reamintesc rapid să apăsați pe butonul de like, să facem și noi 200 de like-uri pentru această mapă. Bun, hai să vedem ce avem pe aici, informații. Deci, salut Eddy, eu sunt Flaviu și astăzi am pregătit o mapă numită GRV, ți-a furat cuțitul. Bă, ce țigan, frate! Sper să-ți placă, salut! Ok, hai să lăsăm acolo, poveste. Într-o zi am mers în oraș cu prietenii și când te-ai... Într-o zi ai mers în oraș cu prietenii și când te-ai întors, ai vrut să te joci niște CSGO, dar când ai intrat în CSGO, ai observat că ți-a dispărut cuțitul. Te-ai uitat la GRV-ul în inventar și ai văzut că e la el cuțitul tău. Când a auzit GRV-ul că l-ai prins cu cuțitul, a pus niște capcane pentru a nu-l putea prinde. Baftă! Ok, până acum e original, ia să vedem. Regul, nu sparge blocuri doar când ți se spune, nu pune blocuri, dă-te pe normal. Nu folosi game mode 1 și distrează-te. Ok. Keep inventory, mob griefing. Sabia lui Eddy. Ok, o să iau chestiile astea în afară de asta, asta, asta și astea. O să țin doar astea. Wow. Ok, nu o să fac asta, o să le las înapoi și o să-mi iau asta. E ceva mai bun. Ok, that works as well. Are feather falling 4 pe armură, wow. Ok, start. Hai să vedem. Salut, Eddy, acesta este nivelul 1. Aici va trebui să găsești butonul pentru a trece la următorul nivel. Ok, asta n-ar trebui să fie atât de greu pe cum precum pare. Del. Ok. Dude, ok. Mini survival. Aici trebuie să te folosești de tot ce ai în cameră ca să spargi obsidianul. Ok. Ia să vedem, luăm lemn de aici. Cred că 3 bucăți ajung. Cât să îmi fac un crafting table, niște bețe și cam atât, cred. Ok, deci ia să vedem, bam. De fapt, cred că îmi trebuie ceva mai mult, dar nu-i bai. Bam, bam. Da, îmi trebuie ceva mai mult, probabil. Sau? Nici nu știu. Uite, avem stone aici. 3 bucăți îmi trebuie. Ba, nu. Am nevoie de mai multe. Am nevoie de 3 plus 8. Am nevoie de 11 bucăți. Pentru că trebuie să fac și un furnal, așa că, na, 11 bucăți. Gata, am luat și 11 bucăți. Facem rapid un pickaxe de cobblestone, auzi, de stone. Și ia să vedem, luăm de aici 3 bucăți de iron. Cred că ajung cât să ne facem pickaxe-ul și acolo diamante. Dar, iar să întreb cu ce prăjesc. După aia mi-am dat seama că de fapt am aici lemn și mai pot lua o bucată ca să fiu asigurat. Așa. Hai că e ok. M-am descurcat eu aici cât de cât. Îmi fac niște bețe să fac repede pickaxe-ul când se termină de prăjit iron-ul. Iau diamantele și ar trebui să fie easy să trec de acel perete de obsidian. Așa, 2 bucăți. Hai și cu a treia și să vedem ce ne-a mai pregătit GRV-ul pentru următorul nivel. Bam, nu, mapa nu e făcută de GRV-ul în caz că vă întrebați. Wow, ce de XP dau diamantele astea. E bine de știu pentru HC. Bun, hai să o luăm pe aici. Wow, acum va dura undeva la 15 secunde să sparg un bloc de obsidian, dacă nu mă înșel. Bine că sunt doar 2 blocuri, mă așteptam să fie vreo 3 straturi, adică vreo 6 blocuri de spart.
Și am vizitat, am fi pierdut timp aiurea, dar nu-i bai, felicitări, apasă pe buton pentru următorul nivel. Parcurs, baftă. Ok. Hai să vedem, bam, bam. Bine. Hai că sunt pro la parcurs, din ce am văzut, am picat din prima. Hop. 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 Hop, hop. Bun. Felicitări, următorul nivel. The Dropper, baft. Să n-ai încredere în apă. Bă. Bă. Pă bune, felicitări, următorul nivel. Mai am jumătate de fucking inimă. Bad Pink Tulip, Red Sand Beacon, merge spart cu mâna. Click după ce ai terminat, pune itemele aici. Uită-te în spate. Alel. Deci am pat, de-aia. Ok, hai că mă descurc să eu. Mă descurc eu să le găsesc. Încă mai am pickaxe-ul, cred că pot să iau cu pickaxe-ul. Nu cred că e vreo problemă. Uite bucata de sand. Perfect. Uite și pink tulipul ăsta. Bică nu, unde-o fi? Lel. Pe bune? Chiar nu l-aș fi văzut aici, să mor eu. Așa, am luat și beaconul și un pat. Care cred că este în camera asta. Nu? Nu. Atunci este într-una din astea două. Văd că e aici, da. Bun, le-am găsit. Sper că le-am luat pe alea care... Da, astea sunt, bun. Clica după ce ai terminat. Bun. Te rog să-i acorzi o notă mapei. O să-i acord nota 8.50, să zic. A fost o mapă bună. Sper că ți-a plăcut mapa. Ok. Foarte tare capul ăsta. Păi, cam atât a fost cu episodul ăsta din Maps from South. Puteți să-mi trimiteți mapele în continuare la adresa de mail eli98mfs@gmail.com. Deci puteți să-mi trimiteți și de pe Yahoo, că am primit întrebarea asta de ce doar pe Gmail. Nu, Gmail e, cu Gmail e adresa mea. Voi puteți să trimiteți de pe orice mail. Bun, aștept mapele în continuare și nu uitați să lăsați un like, să lăsați un comentariu, să dați și un share dacă puteți și vă aștept la următoarele episoade. Deci, la revedere!